Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Cu trupul adormit ca un muritor, împărate și Doamne, a treia zi ai stricăciune ridică și moartea pierzându-o, Paștile nestricăciunii lumii de toate suflarea să laude pre Domnul. Laudați pe Domnul din ceruri, laudați-L pe El întru cei de sus. Ție se cuvine cântare Dumnezeule, laudați pe El toți îngerii Lui, laudați-L pe El toate puterile Lui. Ție se cuvine cântare Dumnezeule. Laudați-L pe El într-o putere Lui, laudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Laudăm Hristoase, patima Ta, cea mântuitoare, și slăvim învierea Ta. Laudați-L pe El în glas de trâmbiță, laudați-L pe El în psaltire și în alăută. Cel ce răstignirea răbda și moartea ai stricat și ai înviat din moarți, împacă viața noastră, Doamne, ca un singur tot puternic. Laudați-L pe El în timpane și în horă, laudați-L pe El în strune și în organe. Cel ce iadul ai prădat și pe om l-ai înviat, cu învierea Ta, Hristoase, învrednicește-ne pe noi cu inima curată, să Te laudăm și să Te slăvim. Laudați-L pe El în chimvale binele sunătoare, laudați-L pe El în chimvale de strigare, toate suflare să laude pe Domnul. Pogorârea Ta cea cu dumnezeiască cuvință, slăvind-o Te laudă pe Tine, Hristoase, născut-te ai din Fecioară și din despărțit ai fost de Tatăl.
Pătimit ai ca un om și de voia răbdare, stinire, înviată din mormânt, ca dintr-o cămare și în casă mântuiești lumea, Doamne, slavă Ție! Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cel ce-l urăs pe dânsul, Paștile cele sfințite, astăzi nouă s-au arătat, Paștele cele nouă și sfinte, Paștele cele de taină, Paștele cele prea cinstite, Paștele Hristos izbăvitorul, Paștele cele fără prihană, Paștele cele mari, Paștele credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile Raiului, Paștile cele ce sfințesc pe toți credincioșii. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de fața focului. Veniți de la mormânt, femei binevestitoare, și ziceți Sionului, primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale învierii lui Hristos. Veselește-te, salută și te bucură, Ierusalime, pe Împăratul Hristos, văzându-l ca pe un mire ieșind din mormânt. Așa pierd păcătoși și de la fața lui Dumnezeu, iar îndrepții se veselesc. Mironosițele femei, foarte de dimineață, stând înaintea mormântului, Dătătorului de viață aflat al îngeri pe piatră șezând, și acela grăind către dânsele, așa zicea, ce căutați pe cel viu printre cei moreți, ce plângeți pe cel nestricăcios, ca și cum ar fi într-o stricăciune, merg vestiți ucenicilor lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile, Paștile cele prea cinstite la ne-au răsărit. Paștile cu bucurie, unul pe altul să ne îmbrățișăm, o, Paștile izbăvire de Stare. Că astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei cu bucurie le-a umplut zicând, vestiți apostolilor. Slavă Tatălui
și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Ziua învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și unii prealții să ne îmbrățișăm. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață-n dăruindu-le. Ca o lumină de foc strălucind harul, lumea luminat, vistierile neiubirii de argint lumii a câștigat, înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat, ci cu cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane, gură de aur, roagă-L pe cuvântul Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, e după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește.
miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctituri și binefăcători ai acestui sfânt ocaz. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii Dumnezeu nostru, cu Domnul acum și pururea și în vecii vecilor.
sfânta și dreapta credința a drept moritorilor creștini și sfântă biserica ta în veacul veacului. Pe Sfântele Scriptoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului ne-a răsărit salta cum și ne bucură Sioane, iar tu curată, născătoare Dumnezeu, vesel sunt vie cel născut al tău! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Celor din morminte viață dăruindu-le, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Peace.
celor din morminte, viață dăruindu-le. Precum se stinge fumul să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar vieții să se veselească. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim pentru ea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Cei ce călătoresc pe
Slavă laudei Lui! Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi! Ziceți Dumnezeu că sunt nefricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi! Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi! Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm! Doamne, noastră, Lui Hristos Dumnezeu să-L dăm. Sfânt.
milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, ce ai în via din morți, pe noi cei ce scântăm ție, Aliluia! Luminează fața ta peste noi și ne miluiește. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi cei ce scântăm ție, Aliluia! Ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi cei ce scântăm ție, Aliluia! Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi cei ce scântăm ție, Aliluia! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Unule născut, Fiule, și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele neschimbate-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne.
Iaz Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de fața focului, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Biserici, binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Mântuiește-ne pe noi, Fiule a lui Dumnezeu, cel ce ai înviat din morți, pe noi cei ce scântăm ție, aliluia. De zor, cele ce au fost cu Maria și găsim piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-o de la înger, pentru cel căutați între morți ca pe un om, pe cel ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, vedeți giulgiurile cele de îngropare. Alergați și vestiți lumii că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce mântuiește neamul omenesc. De noi și Dumnezeu.
și ție slavă-nă-ță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. A făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Din faptele Sfinților Apostoli și tine, în cartea cea din tâi am scris-o, Teofile, despre toate câte a făcut și a învățat Iisus. De la început, până ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat poruncile sale apostolilor, pe care i-a ales cărora, după patima sa, Iisus li s-a arătat pe sine viu, prin multe semne doveditoare. Și s-a făcut văzut lor timp de 40 de zile, vorbindu-le despre cele primitoare la părăcia lui Dumnezeu. Și pe când era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, și să aștepte făgăduința Tatălui, pe care a zis El, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Atunci cenicii care erau adunați acolo le-au întrebat zicând, Doamne, oare în vremea aceasta vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? El le-a spus,
nu este al vostru, ca să știți, vremurile sau anii pe care Tatăl le-a pus într-o asta stăpânire. Și voi, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, veți lua putere și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria. Și până la marginea pământului. Și Duhului Tău, Tu, Doamne, vin, Te vei milostivi din Sion, că vremea este să-L miluiești spre El. Domnul din cer pe pământ a privit. Au venit prin
și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
slavă lăsă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Să vă mulțumim.
Și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Sfinte Biserici, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce a adus aceste cinstite daruri și cei pentru care s-a adus, vii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Patriarhe, Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pentru stătătorii Sfintei noastre eparhii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Iubiții noștri, ostași, eroi, Iisus, pe toate câmpuri de lupte, închitori și lagere, pentru demnitatea națională și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa,
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să mărturisim. Pentru
Mântuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Cântare de biruință.
Amin. Alleluia.
Pace lumina Domnului să
vinoate, vrăzurele nefântate în pace, de frumos bun, dar pe cușitare de vedere lui Hristos, să cerem. Greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Hristos să-L
și moarte nu vom mai gusta. Adevărat a înviat Hristos, Hristos a înviat. Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ne-ai vrednicit și pe noi a trece vremea cinstitului și dumnezeiescului post de 40 de zile care s-a însemnat de Tine și s-a dat nouă prin Tine. Cel ce ai pus nouă pocăință pentru mântuirea sufletelor și curăția trupurilor și spre izbăvirea vieților, care ne-ai arătat nouă spre închinare chipul cinstit de tale cruci și ne-ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicilor noastre buze. Cel ce ne-ai vrednicit să auzim de învierea Jertfenului Tău, Lazar, și de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat printre prunci și evrei, care strigau grăind, Osana cu cei de sus, și să vedem întrigoarele Tale patii, și să ne închinăm Dumnezeștii Tale răstignit, surițe, vestii, curentele, povărânii de pe cruce și îngropării, și să ajungem la cinstita și dumnezeiască Ta înviere. Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, Cristul este cărție, Hristoase Dumnezeul nostru și împreună cu Îngerii, cu Arhanghelii, cu Herubimii, cu Serafimii și cu Sfinții, cu toți Sfinții, cu Preacurată Ta Maică te slăvim, lăudându-te pe Tine, Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceștia, care vin la Sfântul Potir, sub acoperământul casei Tale cele sfințite, primește cuvânta lor și iartă pe ei, pentru învierea Ta, de mulțimea păcatelor celor nenumărate, știute și neștiute de voi și de voi, curățește-i ca pe destrânavă care plângea și ca pe pești, care se repădase și plângând cu amar iată și-a trimis. Primește smerenia și mărturisirea rogilor Tăi, căci m-ai trimis pe vame și ustare, cu suspin se ruga. Pune frica Ta în inimile lor, ca să se teamă de Tine și să te iubească prin toată inima lor. Dă-le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieții lor, umblând după voia Ta. Învrednicește-i pe drâșii, fără o sfântă, să vină și să se împărtășească cu Preacuratul Tău trup și cu cinstitul Tău sânge, ca primindu-le cu vrednicie, să fie părtași cu frăției Tale, lăudându-Te și slăvindu-Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși Preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele cele de voie și fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fața sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu Preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să veniți cei care aveți deslegare, cei care ați putut ține zilele astea sau vă strădui. Hai! Trupul lui Hristos primiți, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia.
Aleluia. Hristos,
salvia de mort, o moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos bisericii tale opăzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dă. Celor din morminte viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, miluiește! O caută, Doamne, și de victoase, spre mâncărurile acestea de carne, le sfințește pe ele, pe cum ai sfințit de vecul pe care și l-a dus credinciosul Avram, mielul pe care ți-l-a dat jertfa Abel și vitelul cel trans care a omulțit să se îngunghe pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine.
Plec marșilor să învrenicită, să-i duci de marută, așa și să-i dori, neînvrenicește să lor, cele sfințite și binecuvântate de tine spre crăla noastră tuturor. Că tu ești crăla cea adevărată și că de tot bunătăților știi sclavă, să împreună și Părintele tău, celui că te-a început și prea sfântului și vântului de viață, păcătului de duc. Acum și furia și în vecii vecilor. Și pe noi ne păzește într-o bunătatea ta, ca gustând din trânsele, să ne umplem de darurile tale cele date nouă cu prisosință și cu bunătatea ta cea negrăită. Ca ta este stăpânirea, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvântează mântuirile acestea de duce, în scutire cu aceasta prescriptivă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. 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 Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu a sa har și cu a sa iubire de oameni întotdeauna. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte bătând. Și celor din morminte viață Sfinte învierii Lui, cele de-a treia zi.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Lăduite și cum știe El că sunt, dar vede că sunt. Învierea Domnului înseamnă bucurie, iar bucurie înseamnă liniște, bună înțelegere. Și a vedea că fiecare dintre noi, deși greșim, avem puterea de a ne ridica. Și fiecare dintre noi greșim și uneori ne ridicăm. Altfel rămânem acolo în mocirea noastră. Dar zice orice cântare a învierii, de fapt, că toate trebuie să le iertăm pentru înviere, trebuie să ne luăm haina cea curată, nu numai pe din afară, ci mai ales pe dinăuntru. Orice vrajbă, orice împietrire a inimii trebuie să dispară. De aceea zic, acest salut, Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat este, în fapt, o mărturisire. Îl mărturisim pe Hristos, pentru că zice Hristos, vedem duminica viitoare, ce îi spune lui Toma, că pentru că ai văzut, ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Noi nu am văzut, dar cred. Înseamnă că suntem fericiți. De noi depinde cât ducem fericirea și cât de mult o ducem de la Paște în foc. Normal, fericirea asta ar trebui să ajungă măcar până la liesele aia minunată de la Crăciun. Dacă nu se poate, mai puțin. Alții poate duc de la un pas la altul. Dar important este, cum am zis, să avem bună înțelegere. Dumnezeu să răsplătească strădania tuturor. Am văzut copii, adolescenți, tineri, am văzut vârstnici, bolnavi. Și chiar m-am minunat de unii că ați avut această putere de a lupta cu trupul și de a ajuta sufletul. Dumnezeu să vă primească strădania voastră, a fiecare în parte. Și cei care nu ați putut, an de an, ne-au străduit și am putut. De asemenea, vreau să mulțumesc familiei Felecam, Ioan și Felicia, cei care au dat cununa lui. Știți că se dă din Paști în Paști. Și Dumnezeu să le răsplătească și strădania bunilor lor. Și mulțumim familiile Tegan, Vasile și Iuliana, împreună cu familia, fătul și soția, cei care dau cununa anului acesta. Dumnezeu să le ajute ca jertfa să le fie primit. Cei care vreți să vă mai scrieți la cununa anului, avem în așteptare 2 sau chiar 3, dar încă nu sigur. Dacă vreți să ne spuneți din timp, să aveți poftă bună, cei care ați adus coșuri, să vă bucurați de această binecuvântare. Săptămâna asta știm că e săptămâna luminată. Săptămâna luminată înseamnă că nu există post. Nici miercuri, nici vineri. Este dezlegare completă săptămâna asta. De aceea, cei care sunteți legați cu postul, săptămâna asta lăsați, bucurați-vă și de cele de fruct, cum se zice. Să aveți
poftă bună, noapte bună, ne vedem dimineața, că de dimineața. Dimineața când ne trezim, da, cam pe la 2. La ora 12 facem la 2 înviere. Nu ar trebui să facem în jurul ore 1 sau 2, dar am ales să facem la amiază. Vă las aici câteva ceasurile Sfintelor Paști. Adică este o rânduială în postul acesta, cei care aveți carte de rugăciuni. În unele scrie, în altele nu. Săptămâna asta nu spune nici Împărate Ceresc, nici celelalte rugăciuni, ci sunt niște rugăciuni speciale. Le auziți și mâine la ceasul, pentru că ceasul le împărătești astăzi. Nu am atât de multe, dar poate le împărătești și să ajung. Puneți-l undeva. Hristos a înviat. Cei care nu v-ați luat Paștile, să vă luați. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Hosa înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Mulțumim și părintele Ioan. Scuze, totdeauna uit câte ceva, dar tocmai pe Sfințeaza te-am uitat. Mulțumim! Hristos a înviat din morți, în moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos să ne stiec necrun, Tanatun, Tanatos patisas, etis, etis mimasi, zoi, Arista necrona. No. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat că nu ești beat. Frate Daniel. Încă la George aici. Zicea, frate Daniel, tu vine să crezi că mă ajută la strană. O minune.